Salut! Dacă vrei să-ți transferi salariul de la altă bancă la ING, dar ești legat de banca ta actuală, acum ai la dispoziție o scurtătură prietenoasă. Poți face transferul manual, lună de lună, sau poți programa o plată recurentă ca să scapi complet de griji. Pentru a începe, loghează-te în ING Home Bank, intră în meniul Plăți și alege opțiunea Portează-ți banii. Completează cu atenție primele informații. Suma pe care vrei să o transferi de pe un card pe altul, contul propriu ING unde vrei să ajungă și primele 6 cifre ale cardului pe care l-ai la altă bancă. Tot aici, poți alege ca transferul să nu se facă doar o singură dată, ci să fie salvat ca plată recurentă și să se execute automat lună de lună. În următorul ecran, poți completa restul datelor de care avem nevoie pentru transfer. Ultimele 10 cifre ale cardului tău de la altă bancă, data de expirare și codul de securitate de pe spatele lui. Apoi trebuie să confirmi tranzacția cu codul 3D Secure. Gata! Banii au fost transferați instantaneu în contul tău ING, iar toată treaba a durat mai puțin decât ți-ar lua să pui de-o cafea. Felicitări pentru treaba bună pe care ai făcut-o! Dacă nu ai optat pentru plata recurentă, luna următoare poți face transferul cu un singur click. Ca să-ți fie mai ușor, am salvat deja datele cardului pe care l-ai folosit. Nu mai trebuie să introduci din nou toate informațiile. Tot ce ai de făcut e să alegi cardul, să dai click pe portare nouă și să confirmi suma. Îți mulțumim că ai ales să-ți portezi salariul la ING. Acum te poți bucura și tu de toate beneficiile cu care vine ING Card Complet.